Origine. Ciobănescul românesc corb este o rasă de câine de talie mare, puternică și robustă, care s-a dezvoltat pe meleagurile României, în zona munților Carpații. Este un câine de pază și numele de ciobănesc românesc corb vine de la culoarea blănii lui, care este predominant neagră. Câinele ciobănesc românesc corb este una dintre cele mai valoroase rase de câini din România, fiind apreciat pentru abilitățile sale excelente de pază și protecție. Cunoscut și sub numele de Mioritic Corb, acest câine are o apariție imponentă, fiind foarte puternic și robust. Are un caracter echilibrat și este foarte devotat stăpânului său. Dar poate fi și un apărător redutabil, capabil să se confrunte cu orice amenințare. Ciobănescul românesc corb este o rasă pur naturală, care s-a format în zona Carpaților și subcarpaților meridionali, în special în județele Dâmbovița, Argeș, Prahova și Brașov. Această rasă de câini a fost folosită dintotdeauna la paza turmelor de animale de păscut, precum și a locuințelor. Cu toate că s-a dezvoltat și crescut pe o arie relativ scăzută. Rasa de câini ciobănești românești corbi, în ziua de azi este foarte răspândită în aproape toate zonele de munte și nu numai. Această rasă a fost recunoscută și acceptată de Asociația Chinologică Română, la data de 14 noiembrie 2008, conform standardelor stabilite în adunarea generală, de către Federația Chinologică Internațională, care s-a ținut la Ierusalim în anul 1987. Federația Chinologică Internațională a inclus rasa de câini ciobănesc românesc corb în grupa a doua, la Lapiș Hirschnauzer, Molosoizi, câini de cireada și de munte elvețieni și alte rase. Hrana. Ciobănescul românesc corb mănâncă orice și ca orice câine preferă oasele, pe cât posibil mari ca să le poată roade. Este un câine crescut mai mult de cei din provincii, mai ales în zonele de munte, unde este folosit la pază de către locuitori și este hrănit mai mult cu hrană gătită. Dar el acceptă și hrană diversificată, pentru că nu este un câine pretențios. Recomandat să fie hrănit cu mâncare gătită special pentru el acasă, dacă aveți posibilitatea. Dacă nu puteți să-i dați boabe sau conserve cumpărate de la magazin, cu condiția să-i asigure cantitatea necesară de vitamine și proteine. Pentru o digestie mai bună și evitarea unor boli stomacale, se recomandă să aibă minim 2 mese pe zi, după mese și nu numai, trebuie să aibă apă proaspătă în permanență la dispoziție, să poată bea, ca să se hidrateze. O dată pe zi sau la 2 zile. Dacă aveți posibilitatea, dați-le batoane de curățat dinții, dacă nu măcar la o săptămână sau două, în funcție de banii dumneavoastră. Descriere ciobănesc românesc corb. Ciobănescul românesc corb este un câine de talie mare, impozant, puternic și robust. Corpul său este masiv, mai mult lung decât înalt, cu pieptul lat și bine dezvoltat. Masculii sunt mai puternici, de talie mai mare și mai robuști decât femelele. Blana lui este în proporție de 80%, de culoare negru închis, de la care are și denumirea de corb,
și 20% este albă, asta reprezentând petele de pe piept, cap și uneori pe coadă. Capul său este masiv, cu forme bine definite. Craniul este lat, aproape pătrat, cu lungimea și lățimea aproximativ egale. Văzut din față, craniul este ușor bombat, iar din profil, aproape plat. La masculi, lățimea craniului este între 16 și 18 cm, iar la femele, între 15 și 17 cm. Trufa este bine dezvoltată, de culoare neagră. Botul este tronconic și se îngustează progresiv fără să devină ascuțit, iar buzele sunt groase, ușor căzute. Botul are maxilare puternice cu dinți ascuțiți, de culoare albă. Ochii sunt mici. În comparație cu dimensiunile capului, migdalați și oblici, de culoare ambrei. Urechile sunt prinse mai sus de nivelul ochilor și au formă de triunghi, cu extremitatea ușor rotunjită. Gâtul este potrivit, dar puternic și gros, de obicei cu o pată albă în față. Corpul este masiv și bine dezvoltat, cu linia superioară orizontală. Coada o ține de obicei ridicată, iar în stare de repaus sau când este bolnav, o ține lăsată în jos. Pielea ciobănescului românesc corb este de culoare gri închis și este acoperită cu blană scurtă pe cap și pe partea de jos a membrelor. Pe trup, blana este deasă, groasă și dură și are o lungime de maxim 10 cm. Masculii cresc până la 80 de cm și femelele până la 70 de cm. Comportament ciobănesc românesc corb. Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale câinelui ciobănesc românesc corb este abilitatea sa de a proteja turmele și proprietățile stăpânului său. Este o rasă de câini care are o personalitate puternică și o încredere de sine remarcabilă. Este foarte inteligent, cu o atitudine vigilentă și cu un spirit de lider puternic, care îi permite să ia decizii rapide și eficiente în situații de pericol. Este un câine foarte inteligent, intuitiv, jucăuș și activ. Are o aliură mândră și un comportament calm în condiții normale. Se supune și atașează de stăpânul său și familiei lui, îi plac copiii și se joacă cu ei, fără să devină agresiv. Are un instinct protector foarte bine dezvoltat și devine suspicios cu străinii care se apropie de turmă, casă sau familia sa. Este plin de curaj în confruntarea cu prădători, cum sunt lupii, urșii, râșii. Când simte prezența prădătorilor, latră foarte puternic, putând fi auzit de la distanțe mari, ca să fie alertat și stăpânul și apoi trece la atac direct asupra prădătorilor. Prin urmare, ciobănescul românesc corb este o companie excelentă și de nădejde pentru drumețiile pe munte. Ciobănescul românesc corb încheagă o relație foarte strânsă cu stăpânul lui și cu familia acestuia, pe care îi iubește și îi apără cu orice preț. Dresajul, în ciuda puternicei sale personalități, câinele ciobănesc românesc corb este un câine foarte devotat și loial stăpânului său. Este un câine plin de energie, care are nevoie de o activitate fizică intensă și de o stimulare mentală adecvată, pentru a fi fericit și sănătos.
Corbul mioritic poate fi un animal de companie minunat, dar trebuie să fie crescut și educat într-un mod adecvat, pentru a-și dezvolta abilitățile naturale de pază și protecție. Ciobănescul românesc corb este un câine ușor de dresat, deoarece este ascultător, supus și dispus să răspundă la comenzile pe care le primește. Pentru rezultate optime, se recomandă ca să se înceapă dresajul de când este pui, la început sub formă de joacă și cu blândețe, care îl va bucura și antrena. Apoi când va fi mai mare, îl veți acapara și angrena în dresaj. Cu ajutorul recompenselor, care îl vor încânta, se va pune un accent deosebit pe comportament și năravuri, pentru că instinctul de apărare îl are înăscut. Particularități ciobănesc mioritic corb. Ciobănescul românesc corb preferă spațiile deschise, care îi oferă libertate de mișcare, unde poate să alerge și să patruleze. Pentru odihnă, preferă amenajarea culcușului într-un perimetru delimitat cu un gard, dar cât mai aproape de casa familiei stăpânului. De multe ori, când este cald noaptea, vine și doarme în fața ușii. Se adaptează ușor condițiilor nefavorabile și temperaturilor umede și reci. El poate fi crescut și în apartament, cu condiția să îi se permită să facă mișcare în fiecare zi și să fie scos afară. Blana ciobănescului românesc corb are nevoie de un periaj periodic pentru a nu se încârci și să atârne pe el. Posibile boli ale ciobănescului mioritic corb. Ciobănescul românesc corb nu este predispus la îmbolnăviri. Asta se datorează selecției naturale de-a lungul timpului, a condițiilor atmosferice unde s-a dezvoltat și care au dus la eliminarea exemplarelor cu sisteme imunitare slabe. Este recomandat să fie vaccinat și deparazitat, datorită blănii lui. Unele dintre problemele de sănătate care pot apărea sunt afecțiunile osteoarticulare, displazia coxofemurală, osteodistrofia hipertrofică și altele. De asemenea, fiind o rasă de talie mare, cu torace adânc, ciobănescul românesc corb se poate confrunta cu dilatație și torsiune gastrică, ce necesită intervenții de urgentă. O femelă dă naștere între 6 și 10 pui. În perioada de dezvoltare a puilor, pot apărea probleme osteoarticulare datorate ritmului alert de creștere. În acest caz, alimentația și mișcarea sunt doi factori foarte importanți, care vor decide sănătatea ciobăneștilor românești corbi adulți. De aceea se recomandă hrană consistentă, cu un aport ridicat de vitamine și minerale, care să le asigure buna dezvoltare. Dacă îți dorești un tovarăș de viață, loial, prietenos și de nădejde, care să te acompanieze pe drumul vieții timp de aproximativ 14 ani, atunci mioriticul corb românesc este alegerea perfectă. La revedere!